Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, colegi miniștri, doamnelor și domnilor, mă bucur mult să vă spun bine ați venit la Kiev, delegația Guvernului României, în frunte cu domnul prim-ministru. Ținând cont de relațiile noastre de lungă durată, istorice, vom continua aceste relații. În primul rând, doresc să mulțumesc României pentru susținerea multilaterală în timpul războiului cu agresorul rus, ajutorul financiar, militar, pentru faptul că ucrainenii și-au găsit adăpost pe pământul românesc. Domnule prim-ministru, dragă Denis, sunt două luni de când ai vizitat România și am convenit să avem această ședință comună. Este o onoare pentru mine să mă aflu astăzi la Kiev, pentru prima dată în calitate de prim-ministru al României. Și cu ocazia primei ședințe comune a guvernelor României și Ucrainei. Mai mult, e un moment istoric în dezvoltarea relațiilor bilaterale și este primul pas către parteneriatul strategic convenit atât de președintele României cât și de președintele Ucrainei. Domnule prim-ministru, sunt aici la noastră acasă pentru a vă spune direct că România va continua să sprijine Ucraina cât timp va fi nevoie până veți obține victorie și restaurarea integrității sale teritoriale.